Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod foarte foarte special. Ei bine, fraților, așa cum, cum ați observat și din titlul acestui episod, de astăzi vom începe o serie foarte foarte specială și anume un nou CMP, uh, un nou CMP destul de interesant care cel puțin sper să vă placă și vouă, uh, alături de câțiva membri foarte foarte tari și anume Voider, Tormento, Cârnat și Blunix și și bineînțeles Ender care este co serverului Terror cu Minecraft Linux România.gro. Le mulțumesc foarte foarte mult băieților că au avut uh, să așa, plăcerea de a mă invita și pe mine și chiar apreciez foarte, foarte mult. sincer, am mai fost invitat în mai multe CMP-uri, însă, frate, am zis să nu intru momentan pentru că nu am, nu, nu am simțit nevoia, dar iată că de această dată am zis să intru că până la urmă sunt membrii brigăzi și sunt convins că o să, o să dureze destul de mult pentru că și Voider, dar și Tormentu au avut serii, poate și Blunix. Sunt un nou abonat la Blunix, să zicem așa, până acum nu știam. și na ce pot să spun, sper să vă placă seria asta și după cum vă spuneam seriile de de genul țină foarte foarte mult și sper să țină și la mine. Uh, și o să facem destul de multe chestii interesante. Momentan nu am făcut nimica, după cum bine știți sau ați văzut, sau poate n-ați văzut, sincer încă nu știu. Tormento și voi erau și poate chiar și Blunix au postat uh, au postat uh, câte un episod deja din această serie uh, și eu am început puțin mai târziu, eu sunt cam încet să zicem așa, nu prea am avut timp să filmez, dar am zis frate hai să filmez acum, am momentan o să facem rost de lemn și o să mai facem diferite chestii interesante, o să mergem la minat, că n-ai, până la urmă e primul episod. Uh, încă ceva fraților, am văzut că gen, știți prea bine că au băieții au venit să mă invite pe live stream, adică pe duminică, adică în duminică mi se pare, Stai, să zicem, pot să pot, să pot, să, pot să, pe doi. Uh, și m-ați întrebat mulți dacă pot să intru și eu, Andrei, pot să intru și eu. E bine fraților, seria asta din păcate o să fie să zicem așa, solo, bine, normal e SMP, e cu tot abonați, să zicem așa, pentru că, na. dar asta e partea a doua. Dar vreau să zic că nu o să fie, să zicem așa, cu abonații fiecărui membru, să zicem așa, știți? Deci o să fie doar, nu știu... Doar noi între noi, dar mă gândesc sincer să încep o serie puțin mai încolo cu abonații de survival, dar na, momentan, momentan, ok, să fac și o lopată până una alta, că eram atent la ceea ce am vrut să spun. Și dacă doriți să continuăm această serie, nu uitați să apăsați și butonul de like, să vedem câte like-uri vom putea strânge la acest minunat episod, uh, sunt convins că o să vă placă, pentru că până la urmă, na. aici o să-mi fie, o să fie mare parte casa și o să-mi dau un set home, set home, nu uh, mai puțin, set Home. Ok, o să-mi dau aici, o să dau aici set home. și noi o să mergem la minat în caz că o să pierd resurse sau toate cele, o să, oricum o să am locul ăsta pentru că e un loc foarte, foarte frumos. În momentan văd că și plouă. În caz că nu se rezist, cel puțin, chiar sper să nu mor, chiar sper din toată inima să nu mor, neapărat trebuie să mă duc să fac rost de câteva resurse. O să mergem și la minat în acest episod și sper să nu fie lag în principiu, pentru că după cum bine observați, suntem pe versiunea asta, nu știu dacă v-am spus, suntem pe versiunea 1.12, nu, era să zic 1.12.2, dar nu, e 1.12. Uh, ok, hai că am început în forță, uh, nici nu l-am văzut măcar, dar asta e partea a doua. O să fiu omor, omorât în curând, fraților, dacă e. Nu-i problemă, dar trebuie neapărat ca din episodul următor, fraților, să eu am aici ceva mâncare. Mi-a mi dat voi de niște mâncare aici și mulțumesc foarte, foarte mult. Că, sincer, vă dați-mă, dacă n-aș fi avut mâncare, mai ales că nu am jucat, aș fi fost mor de mult. Uh, da, că twister nu prea se știe juca, să zicem așa, uh, survival, dacă n-are ceva resurse. De la început, bineînțeles. Adică nu că nu știu juca, nu o rezist. Uite acolo, nu știu ce sunt niște văcuți. A, cai, bă, frate. Uite aici văd un cave, ceea ce e bine, dar hai să vedem ce găsim aici. Neapărat trebuie să fac rost de mâncare, că uite aici un cave, dar e foarte, foarte întuneric, frate. O, oh, e creeper acolo, nu mă mai duc. <laughs> nu mă mai duc, că s-ar putea să mor nu de alta și nu vreau un episod. Văd că niște cai aici, dar nu prea aș vrea să dau un ei pentru că vreau în principal niște mâncare. Și mă bucur, frate, că se mișcă foarte decet, adică momentan, uite, se mișcă foarte bine. Hai să mergem prin zona asta. <coughs> Aveți canalele fraților, aveți și canalele tuturor membrilor din acest TMP, nu știu voi, dar Tormento, Cărnat și blunix. și după cum a spus, comnerul serverului este Ender și mulțumim foarte foarte mult că s-a gândit băjatul să se ocupe de server, să l configureze, nu știu foarte foarte multe chestii. Aveți și IP-ul serverului în descriere și anume Terror cu Minecraft, liniuță România.gro, un server care face parte din Minecraft România din comunitatea Minecraft România, din câte am înțeles. Bine, din câte am înțeles, e și logică chestia asta. Mă bucur că am găsit mâncare, ceea ce e bine. Și sincer, chiar, fraților, aveam chef așa de un nou început de survival. Doar că știți care este Eu mă tot chin aici să bat porcii Dar nu pot Știu că dacă s-ar deasupra lor S-ar putea să eu mor Cel puțin cu o sabie de stău da. da, de unde? Da, ba, uite, dacă le dau două bucăți E bine O să mergem și la mina După cum v-a specificat acest lucru Bine, achit că aveam deja o lopată, dar spar cu sabia pentru că na. Momentan sunt singur pe server pentru că e destul de târziu când înregistrez acest episod și am vrut neapărat să-l postez. Nu știu sincer când o să postez, eu filmez duminică duminica seara, probabil că o să-l pun, nu știu, luni, probabil pe la ora 3, habar n-am sau mâine, da, v spus, e mai complicat cu clipurile la mine pentru că filmez foarte multe clipuri în weekend și nu prea știu cum să spun, gen, de exemplu, dacă, că a fost un episod în care spuneam că mâine să apară, să zicem, CSGO și a apărut doar Minecraft, să zicem așa, vă dați seama. Ok, hai că eu stă bine cu mâncarea, ceea ce e bine. Ce, ce e wow, că știți prea bine mâncare, dacă ai mâncare încă de la început, e foarte, foarte bine, frate. Faceți și ceva level, mâncăm și puțină pâine sau pită, cum îmi place mie să-i spun. Și eu chiar sper să prind seria asta, eu nu știu, chiar, vă v-am spus, simțeam nevoia să particip într-un nou CMP și o să-mi bag și Optifine din, din episodul, anterior, în episodul următor. Din episodul următor. Era să zic anterior, dar de unde, că ăsta e primul episod. Uite, mai văd un porculeț acolo și se mișcă super bine Minecraft-ul, fraților, Pe, spre surprindere mea, se mișcă foarte bine, gen, n-am probleme uh, și asta e super tare. Acum, că o să mai lagheze puțin, n-am ce să-i fac asta, că n-am cel mai bun calculator. Uite aici un, un porculeț. Hai măi, mori o odată. Atât. Și am făcut și level 4. Bun. Acum, fraților, văd că tot vine seara. Ar trebui, să, ar trebui să, uite, să mai iau și porcușorul ăla. Și ar trebui să mă duc să dau un home rapid și să mă duc să... Bă, fratele meu, o odată și tu sau să Să mă duc să-mi fac un chest și să mă astup undeva, să zicem așa. Și asta o să-și fac acum, o să dau rapid un home. Și e bine chestia asta că ai acces la home pentru că e mai ușor până la urmă, știi? Nu e, nu e atât de hard. Bun, acum să vedem unde ne vom astupa noi. Cred că prin zona asta, momentan, nu o să ne facem noi aici. Și mai ales că suntem pe versiunea 11.2 .12 Fraților vă mai căsu că e super tare. Eu nu prea am jucat și nu prea am frecventat versi versiunea asta, să zicem așa. Uh, și chiar vreau să. Poate, nu știu, se vor gândi să mai introducă ceva, să zicem așa, să mai aduc câte un abonat sau să mai aducă câte un abonat, dar asta, bineînțeles, mai încolo. Dar bun, momentan, cred că o să rămânem aici, o să, pun și, o să fac și un furnal sau un furnens, dacă vorbim în engleză, vorbim în engleză. Știu că eu am un abonat fraților englez, care e englez de fapt, stați ca nu mă trolează sau chestii de genul și mi-a mi mi dat un challenge la acolo la Bedford, să vorbesc pe tot parcursul episodului în engleză. O să fie destul de complicat, dar nu, nu cred că o să-mi iasă, sincer să fiu. Bun, dacă mai minăm puțin, sper să găsesc Skyrim, frate. Băieții au văzut că, am văzut că deja au găsit diamante, frate, deci sunt foarte operativ băjeții. o să pun aici crafting-ul în cască. Sper să nu, nu traga la mine vreun creeper, că dacă trage... O să fie nasol bun, hai să punem rapid O să punem, uite aici, așa frumos și uh, Tot n-am făcut bine ce am făcut Pentru că ne, ne trebuie, ele mai ales că nu avem căule în momentul de față Dar nu e problemă Că spargem noi pe aici Și ne ducem Ne ducem noi frumos, fraților, pe aici Uite așa, spargem și aici Și ne ducem rapid să facem, să culegem niște lemn Opa uh, Sper să nu <hânt> Sper că nu vă gândiți la ceea ce mă gândesc eu Trebuie deci, să stau cu shift-ul, asta e chestia. Deci chiar v-am spus, simțeam nevoia neapărat să particip într-un într CMP sau nu neapărat CMP, să încep o nouă serie de survival pe versiunea 1.12, frate, că nu prea am jucat pe, pe versiunea asta foarte, foarte mult, doar mapele mare parte le jucam și mai ales că n în curând o să se duc o, introducă și o nouă versiune, v-am spus că na, chiar ar fi destul de ok. Scărietele e în stânga și s-ar putea să tragă în mine în curând și asta o să și fac acum, o să fug de aici și să o să intrăm aici în peștera noastră. Uh, ok, atunci o să prelucrăm rapid lemnul și o să-l punem, uitați, aici și punem uh, eventual ceva, momentan nu avem resurse, dar uite, ca să facem puțină lumină, nu de alta, că e nasol sincer că nu e lumină, să-mi fac rapid și, nu Și am zis să fac puțin ston până să, uh, și mai trebuie să fac rost de niște cobblestone. Două bucăți, adică ar, ar, trebui să fac mai multe pickaxe-uri, fraților, nu de alta. Deci chiar ar trebui să fac rost de mai multe pickaxe-uri. Mergem în căutare de, de, de diamante, că dacă au găsit băieții, ar trebui să găsesc și eu, nu? E cam e logică chestia asta. Ok, să fac rapid un târnăcop. Mai fac, o să mai fac unul, că sincer chiar am nevoie. Uite, punem unul aici și fix două. Perfect. Și ăsta punem așa. Super tare, fraților. Uh, ok. Și momentan lăsăm aici uh, craftingul pentru că până la urmă e lângă home și noi mergem, o să mergem la minat. Să punem pe 2, pac, 3. Super tare. Acum o vom putea mina mai repede. Și crafting table-ul hai să-l iau eventual cu mine în casă să mai am nevoie, deși nu mai prea am lemn, dar dacă nu o să ne retragem. Sper să doar să nu pică în labă. Am mai văzut eu, am mai văzut eu câteva key chei uh, acolo, dar uh, nu ar, ar, trebui să dau să, să, dau time să și nu nu vreau să abuzez de comenzi toate cele, pentru că până la urmă chiar dacă am OP, mi se pare că toți membrii au OP, dar nu, nu 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 mă risc. Adică nu că nu, dore, nu, e nicio problemă, dar nu are rost, sincer, chiar nu are avea rost să să-mi dau, să zicem așa, Uh, time day. Ok, 10 minute de când filmăm, nu am făcut foarte multe chestii până în momentul de față. Acest episod va, va dura undeva pe la vreo 25 de minute, cam așa ceva în gen. Uh, deci, na. Oh, am găsit un cave, dar sper să nu găsim... Oh, alo. Oh, Aolo. Ok, am, o... e ok, ok, nu, nu, n ați nimic, dar n-aveam ce să fac, m-a spus, blocuri nu aveam, uh, bun, momentan nimica, aici, nu, oricum, vedeți cât de repede m-am regenerat, gen, e ok. Uh, mi se pare că dacă aș... e pe fest, ok. E foarte, foarte întuneric, nu de alta. Uite aici niște apă și nu prea văd căulul asta. căulul și... bate și lumina asta, că este dacă... Nu prea văd aerul asta e problema destul de mare. Uite aici, nu văd, nu, nu e nimic. Bă, frate, ce nasolie e când îți bate lumina monitor. Nu știu, parcă vezi că pe filmare s-a văzut și eu nu l-am văzut. Că am greuț, că am uite căul. Căul de căul avem foarte, nevoie de foarte, foarte mult. Pentru că, na, să ne facem și ceva torțe, că nu prea văd e chestia, v-am spus, și neapărat acum o să-și fac gros de căul. Și o să ne facem torțe. Crafting-ul l-am luat? Cred că l-am luat. Sau l-am lăsat, habar n-am. Ok, am făcut și level 5. Hai să ne facem rapid două torțe, mi se pare că pot. Patru, uite patru. Ok, face patru torțe până momentan un pic acolo să trebuie să vedem ceva, frate, că poate să resurse, dacă nu Uite așa ceva, în genul. Uite, vedeți, altă, altă viață, fraților. Nu știu dacă au fost băieții laminat pe aici, s-ar putea să fi fost. Atunci hai să luăm torța cu noi. Hai să luăm torța așa. Și mergem prin altă parte, să vedem dacă am am ocolit. Uite, vedeți Iron. Tocmai ce spuneam. Nu, dacă nu dacă nu puneam torță, nu l vedeam. Și chiar vreau să fac rost de foarte mult Iron și chiar e aici, frate, ceea ce e bine. Uite, e pus așa în linie, frumos. Mai, e Siren peste Steren, ești nebun la cap. <cătări> ar fi prea tare. sincer, ar trebui să mă duc foarte jos, dar nu o să mă risc. Nu știu, n-am lemn la astea chestia. Va trebui să mă retrag. Eu să mă duc, să mă duc de unde am venit. Sau să dau eventual un home, să fie mai ușor. Să punem aici o torță. Uite, Iron, tocmai ce spuneam, vedeți? Easy. Deci, cum am, deci asta nu l-am văzut efectiv pentru că, nu poate se vedea și pe webcam, mă uitam foarte, foarte așa, nu știu, ciudată și nu-l vedeam pur și simplu. Foarte ciudat, sincer că aici e ceva? Aici momentan, nu e. Ok. Cu de Gravel nu avem nevoie, o să mergem și prin nether, dar o să facem chestii interesante în orice caz. Să mi se încarce și, și ceancurile. Asta o să luăm de aici. Uite, acolo nu am o să, să vedem, e ceva. Uite căul, frate, hai să luăm căul. <coughs> și aia nu-l ba chiar. Oh, nice. Avem la căul aici, fraților, pe care o să o luăm neapărat. Da. Eu de obicei cam asta fac în primul episod, fraților, ai ca apă. O să vedem dacă am ceva blocuri, cu siguranță că am uitat așa frumos. Și o să punem noi... Uite așa ceva în gen. Uite așa, o să-i dăm, spargem asta rapid, o să aș așteptăm să se ducă ca să putem lua și unul de alta. Uite, mai avem aici ceva coul. Că de aia, fraților, avem nevoie de foarte, foarte mult. Avem până în momentul de față 17 bucăți. Bă, e destul de ok, uite, o să mai facem rost acum. Cred că avem aproape 21, nu? 21? 20. A, e matematică. N-a fost foarte, foarte atent. Și nu știu, sunt foarte, foarte fericit. Asta e chestia în momentul de față. Sunt convins că o să iasă o serie destul de interesantă, mai ales dacă nu o să am probleme cu lagul. O să jucăm și pe live uri de asemenea vreau să vă specific acest lucru. Bun. Lem din câteva nu prea mai am asta chestia, deci nu-i problemă. Dar luăm, luăm, rapid de, de aici și după vedem ce mai facem. Uh, spargem așa. Nu sunt un jucător neapărat profesionist, să zicem așa, de survival, dar... Na, cât de câte cer să mă descurc. Torțe, nu mai am... Uite, mai am una fix. Hai să o punem atunci aici. Nimic. Nimic până momentul de față. Uite, aici e niște... Că, fraților, eu o să dau un home. Pentru că vreau să fac uh, rost de niște lemn, neaparat uh, acum o să fac rost de niște lemn și mai merge la mine, nu de alta. O să pun, uh, o să fac și un cufăr bineînțeles, și na. În principal, oricum, toți copacii de, copacii de aici vor, vor trebui fi dis, să fie distruși, dar, na, este par... O, oh, e vrăjitorul ăla, dar e asta chestia că nu, nu știu unde am săpat eu. O să nu vină vrăjitorul că mă moară ăla. Pe aici am săpat eu, nu? Mă, nu mai știu pe unde să săpat, mă, și... E nasol, sincer, dar acum cred că o să fac, fraților, o mică șmecherie. Sper să nu mă vadă nimeni. Că dacă oricum o să mă pot astupa. Că, o, oh, Atât. Se face și, și, zi. Am pus lemn că n Bun. Și acum, fraților, fac o mică șmecărie. Mamă, sper să nu-mi intre pe aici sau să-mi spargă, dar bine, sunt slabe șansele acum, fraților. Pun bun, și face foarte, foarte multe torțe. Pentru că 36 de torțe. Până chiar aici una și ne ducem la minat. E și un enderman prin apropiere și nu aș vrea să mă bat cu el, sincer. Așa, acum o să mergem în căutare de diamante. Lemnam. Din câte văd, sau nu cred că mai am lemn ah, Bă, deci cu lemn nu stau prost Și, și... Oh, Aștept să se ducă endermenul sau să fac ceva Ca să nu Ca să nu mor Și aici e foarte mult gravel, Deci am nimerit într-o zonă foarte proastă Ia să dacă putem merge pe aici Ia să spargem rapid aici Ok Ok, să spargem rapid aici așa frumos Să trecem din zona asta cu cu gravel. Aș să se facă și zinul de alta. Deci dacă o să mă moare, o să dau rage. Ori Oricum, acum, momentan, deși aș avea nevoie de un crafting furnace l-am lăsat acolo iarăși. Nu e bine, nu e bine. Hai să ieșim la suprafață, fraților. Acum ce o fi, o fi să pun și blocuri, în caz de orice eventualitate. Ok. Mamă, ce, lungă distanța. Trebuie să și mănânc până un alta, să nu cumva să mă duc așa lău. Și n-ar trebui să-mi și mâncarea, oricum o să mai fac rost de... Am cab cabăl să am destul de mult și un niște lemn. Dar oricum nu am voie să mă uit în... Uite și vrăjitorul e acolo. Uite pe aici ar trebui să mă duc. Uite că am găsit până la urmă. Uite așa, perfect, fraților, hai că totul e bine Lăm stăunul de aici, rapid Și punem aici, uite lemnul, uite unde e lemnul meu, fraților Vedeți unde e lemnul meu, punem aici aerul să se prăjească Și după vedem ce mai face să-mi dau și brățara puțin jos Și să vedem de câte minute filmăm filmăm de 16 minute. Ok, în curând o să chem și episodul, fraților. N-am făcut foarte multe chestii în acest episod. Însă acum că avem torțe și o să fac un mic, uh, uh un mic chest aici. Uite, așa frumos, o să fac un chest și o să-mi pun resursele inutile, blocurile o să mi le las, torțile o să le las, uh, ca, așa, mâncarea, ea și mâncarea ar trebui, dar momentan cam atâta, ar, așa avea nevoie, așteptăm să se prăjească ironul și noi mergem mai jos, să zicem așa, punem torțe, ok, și ne ducem iarăși pe aici, fraților, la, la minat, să zicem, uite iron, tocmai ce spuneam, bulan, bulan pe twisterul. Ok, și ne ducem iar așa. O să încerc să mă duc jos, acolo la bedrock, să zicem așa. de obicei acolo se, se găsesc mare parte diamantele. Opa. Ai cam pus și eu sub mine bloc dacă e. Uite, să pune rapid niște torțe. Am găsit un nou cave. Nu foarte, foarte... Wow, dar... Pentru moment e ok. Mamă, cât iron aici e bine, e bine că am găsit atât Chiar am nevoie de foarte mult iron pentru a uita. Sper ca în acest episod să mă pot face iron, să full iron. Chiar sper. Sau dacă nu măcar în episodul următor, la început să zicem așa. Oricum, cred că în acest episod nu o să am șanse. A fost doar o mare parte și informativ. o oh, iron. A fost și informativ o mare parte. Nu o să mă bazez să fac armură și toate cele, ci mai mult pe construcții, una, dar deși nu sunt un builder, să zicem așa, cât de wow. Dar pe cât, o să încerc, pe cât o să pot, o să încerc să mă descurc o mare parte. Sper să nu mă aud foarte, foarte tare. Sper ca microfonul să fie activat, să nu filmez degeaba. E activat. Opa. Opa, m-a sperat. Reflexe pe Twister. Bă, fratele meu. Am uitat să fac o sabie. Acum o să și fac o sabie, fraților, o să fac rapid un crafting table. Uh, uite, îl punem pe unul aici rapid. Și o să-l avem cu noi, să fac rapid o sabie, pentru că de sabie am nevoie, fraților, nu de alta. Deci de sabie am nevoie. Uh, unul Perfect, luăm așa și luăm și... Uite, un ternocop să mai fac rapid, pentru că iarăși o să se ducă și al doilea în curând și nu de alta, dar nu vreau. Uite, așa frumos și luăm rapid de crafting table-ul cu noi. Uh, mai am ceva iron? Da, am văzut că mai am aici ceva iron, e bine. Deci cu iron nu văd că stăm de decent, aș putea să spun fraților. Deci chiar stăm decent. Ok, să mai punem. torții. Aș putea să pun și torțile aici, da? Nu, nu are rost. Nu, chiar nu are rost pentru moment. Uite, o oh, iron. E bine, poate găsi și pe aici ceva diamante, deși sunt slabe șansele, fraților, vă dați seama. Uh, va trebui să, cred că iarăși pe când o să ajung acasă o să fie întuneric și nu prea vreau uh, o iron. Deci chiar e foarte mult iron asta, e bine, e bine că e iron. Asta contează, să te faci full armură, să ai o sabie acolo, un trână un alta și iron în foarte mult, pentru că, na, de o, să mă, o să mă folosesc foarte mult. Uite, deja o să mă pot face full iron, dar asta probabil ca în episodul următor, uite, mai vedem acolo bucată pe care nu o să mai au. Oh, au, Hai, frate, nu mai moare, nu mai moare, ești nebun. Acum ne batem nechi, da Neki, nechi. Sper că scheleții nu mă, nu mă lovește Dacă știți cum zic Uite pe aici eu văd că o fi fost cineva O lapis, e lapis Nu lapis Au la lavă, e bine Sper să nu-mi pice în cap E bine că am găsit lapis fraților Pentru că de lapis avem nevoie Chiar foarte foarte mult Sper să nu-mi pice lava în cap De obicei eu de fiecare dată când găseam lapis Nu știu, papi ca mă lavă ba. Bun deci, o dată vă repet, fraților, membrii acestui CMP sunt Voider, Cârnator, Tormentos și Blunix și Ender, care e Covner. O lava e bine. O, oh, și gol, nice. Dar goldul nu o să pot să-l iau. Atunci, fraților, facem o mică jmecherie. Mama, am crezut că diamante pe aici. Facem o mică jmecherie atunci, fraților. Uite și aer în aici. Lava, pe acolo mai văd ceva? Cred că mai e, uite, gold, cred. Bun, pe păi, atunci facem noi o mică șmecherie, fraților. ne am luat crafting -ul. ne l-am luat, e bine. O să ne stop, să zicem așa, o să rămânem aici momentan. Uite, punem așa. Fratele ce am făcut? Ok, foarte ciudat, sincer. Și punem aici rapid, fraților, să vedem dacă, uite, căul aici e bine, că am găsit căul. Sper să nu vină vreun schelete să mă moare sau vreun creeper, că dacă mor aici, fraților, vă dați seama că o să fiu rip în curând. O să fiu rip în curând, doamne, o să fiu rip, asta e chestia proastă. Bun, hai să punem rapid aici, fraților, la furnes, ne facem rapid un târnăcop de, un târnăcop de să putem lua gold Până un alta, pentru că nu îl vom putea cu, lua pe des. și până un alta mai explorăm pe aici. Văd că torțile sunt drip, am cât, cât căul avem aici. Hai să-l iau până un alta, că am nevoie neapărat. Să nu mă mai tot duc să iau fraților, să fie acolo în cez, nu de alta. Și de gol am nevoie, că na, și el... Nu știu, nu cred că există pe shop sau chestii de genul, nu există. E, e practic un survival, ca și cum ai intra uh, pe o, o lumea, lumea ta, să zicem așa, single player. Și e super tare, sincer, că nu e... Până la urmă e și mai, high, mai hard puțin și mai interesant. Level 8, e bine, ok, 3 bucăți. Și atunci o să ne facem noi rapid un... Uh, să mai fac niște bețe uh, Ok, și o să mai fac rapid niște să mai fac rapid un cop, De iron, bun, acum vom putea mina mai frumos și mai bine Ok, să luăm rapid goldul Și am mai văzut acolo ceva gold E bine, fraților, pentru că vom putea lua și diamantele Astea e și mai bune, e și mai bine Ok, uh, aici e ceva prin zona, să vedem Iron în mare parte Oh, gold acolo, văd Nu, nu e iron Ok, atunci hai să spar rapid să nu mă pierd asta chestia de, de zona asta că pentru că e destul de frumoasă, să sincer. Să vedem că sunt foarte multe cave-uri aici. Oh, creeper. Creeper, creeper, creeper. Creeper, creeper, creeper. Uh, nu o să mă duc, sincer. Nu -o, o să mă risc. Nu o să mă risc pentru că nu, nu e voie. Bate la mine. Acolo sus din câte am observat nu e nimic Aici momentan să... sper să nu vină prin spate creeper o Să vedem ajunge Nu de alta, dar nu vreau Ok, și filmăm deja de 22 de minute Fraților, deja pierdem timpul și nu, nu e cam bine uh, Nu culem, frate, că de lemn am nevoie Cobblestone, cobblestone, uite cobblestone Ok Punem aici așa frumos Așa oprim lava Uite gold acolo, am zis, eu am văzut bine Sper să nu mai fie vreun vrăjitor pe aici. Deși, cred că aud ceva. Ok, așteptăm să se ducă lava. Bun. Și luăm rapid goldul de acolo. Și văd că s-a și întunecat. avem aici o torță pe care o să o punem acum. Și minăm rapid. Mamă, și aici e dita mai cave-ul. Din nou, nice. Gold avem, e bine. Hai să fac rapid niște torțe. Câte avem? Aici ai 12 torțe, e bine. Oh, nice. Poate găsim diamante aici. Da, există și câteva șanse, uite și, văd uh, acolo, dar nu, nu o să putem să -l luăm Nu o să-l putem lua uh, Hai să minem aici așa frumos Nu o să-l putem lua mm. Da, și cam asta e, cam asta e cave să zicem așa Bă, uite că mai e Bă, fratele meu, dar o să mă pierd, asta e chestia, gen, dacă mă tot duc A, oh, alo! fugi, Twister, fugi Păi parcă vezi că acolo erau și diamantele Atât. E ok, ok, așa. Mamă, m-am marcat. Hai să vedem aici ceva avem. Avem ceva important, să zicem așa. Arte o oh, clipăru. Ihi. Sper că nu pocnește. Ok. Ok, da, trebuie să fug de aici. Nu, mamă, mamă, m-am că o spigă la Și am... Ok. De ce, fraților? De ce? De ce eu, în primul și în primul De... Slash home. De ce eu, fraților? De ce? De ce eu? De ce eu și nu altul? Nu pot să crești, am pierdut atât aer, dar nu, că o să, bineînțeles, că o să pot recupera, asta e clar, dar... Nu știu, nu cred că există comanda bag, nu? Bag, da... da. Dacă nu dădeam home, puteam să mă duc acolo. Bă, fratele meu, acum trebuie să-mi găsesc fraților. n să văzut nimic, doar s-a produs o extorsiune a unui degajament feroviar slash home. Rau. Așa. Și să vedem puțin unde, unde, -am, unde am început eu să minez. S-a produs o extorsiune a unui degajament mental, să zicem așa. <laughs> Cum a sunat asta, mamă. Dar e nasol, bă, frate, că am avut resurse și nu mai știu pe unde m-am dus. Asta e chestia proastă. Da, probabil că o să, o să mă ocup of camera Asta fraților, din păcate m -am, Nu am obținut și oricum Mi se pare că itemele nu știu, o să se despauneze Nu o să se despauneze, habar Dar o să caut eu, că nici mai știu pe unde e intrarea asta De asta mă temeam eu și vine și seara, asta e chestia Bă, frate, dar nu mai știu pe unde am venit Ești nebun Sau pe unde mi-am creat de acolo Dar pe unde? Lol, fratele meu Lol, pe aici, prin zona asta ar trebui să fie, nu? Uit torcam în sus Uite și un câine. Sper că nu mă mușcă și el. <laughs> Dacă dai în el, bineînțeles. Uite pe aici, da. Ai de capul meu, frate. măcar am iron aici și nu mai am nici, nici de Bă, Ai de capul meu. De ce e? Oricum o să mă duc să-mi să, -mi, să -mi recuperez itemele of camera. Și cam asta a fost și episodul în mare parte. Uite, avem aici iron-ul. Și am pierdut și... Ba, uite că levelul Nu l-am level pierdut, lol. Și mai am aici câteva resurse, e bine, sincer, dar o să mă duc cu, probabil, of camera să, să le iau. Uh, sau aia acum ar trebui, hai să încerc acum să ne răbușesc. Dar vă dați seama că nu mai prea știu și am, am lăsat foarte multe chestii în urma mea. Să se spargă aici rapid. Așa. Am lăsat foarte, foarte multe chestii în urma mea. Bineînțeles că acum lui e luminat și eu știu pe unde trebuie să mă duc, dar... Păi, capul meu, fratele meu. Pe aici mi se pare că m-am dus ultima dată sau pe aici. Să, cer, să, verificăm nu de alta. Hai de capul meu, fraților. De ce trebuia să, să fac eu asemenea chestii? De ce trebuia? De ce a trebuit să mă duc eu fix acolo? Pe aici am luat-o, da, pe aici am Sau nu? Nu pe aici, nu pe aici. De ce, fraților? Acum de ce nu o să mai găsesc eu itemele? Uite acolo bucata de aer, nu-mi amintesc de ea. Ok, mergem pe aici. Bă, fraților, de ce eu? Nu mai pot. Iarăși pe aici, nu, wow o frații m cu pierdut timpul așa, n dar Trebuie să mă duc să mi le recuperez. Dacă le mai găsesc, bineînțeles, frate, și acum din nou de la cap. Dar de ce a trebuit să dau eu de clipărul ăla, frate? De ce a trebuit să dau eu de clipărul ăla, fraților? Să spună și mie în comentarii de ce. Și acum o să zic că toată lumea de mere. <laughs> Bă, fratele meu. Și acum nu mai știu unde, pe unde trebuie să mă duc, am înțeles. O să punem capăt aici episodului, că am dat un rage de mare și deja filmă de foarte mult timp. Nu vreau să, să mă lungesc atât de tare. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la clip și o să iau de la capăt, bineînțeles, să-mi caut măcar itemele și probabil că în episodul următor o să mă fac full Și în căutare de diamante. Deci, ciao!